O salutare, prieteni, ia uitați, am venit aici. Leo, cum se cheamă studio? Ralflo Studio și Aura B. Deci Ralflo Studio și Aura B, nu? Da, adică de la cine? De la șata. Așa, și bine ați adică venit. Adică tu ești aici cu totul. Așa. Și ai patroana, șefa. Ai patroana lângă patroana. Au, patroană, ce faci aici, patroană? Uite, sunt la cântăreața mea de la șata să trage melodiile. Yes. Serios? Da. Avem totul pregătit. Da. Da? Dar... Să vedem ce solist aducem unul numită, bui. Eu vreau solista numită vină la noi să ne facă. Solista sau cine? Solist. Băi, patroane, solist. Aș vrea ori pe Salam, ori pe Leo de Vinci. Păi da, dar tu nu știi de unde au plecat toți? Și Salam inclusiv a plecat, are 15-20 de ani în spate de muzică. Păi vreau un om cu valoare. Păi tu nu l-ai cunoscut când cânta și el pe groapă la gunoi la acumulatorul? Mamă, orice om ți-a ridicat de jos. Păi da, asta vreau să spun. Și tu, mamă, te-a ridicat de jos. Asta vreau să spun, patroană. Uite, aici este studioul, prieteni. E studioul de înregistrări. Nu, mersi frumos. A venit și Ion. Da, important. Important. Deci, a venit Ion din Leaua. A venit. Vrea să tragă și el o melodie. Păi facem. Prieteni, serios. Păi nu contrase cu patroana în duet. Îi multă sănătate dânsului. Mă cu mine, că nu fac cu Dileava. Cum nu fac cu Dileava? Eu nu mai cânt deloc dacă cântă Dileava. Îi doresc multă sănătate, multă putere și multă voință. Uite, vorbește mult, dar nu cânt. Iată, Cioane. Ca... Ia stai puțin. Cântăm un re minor sau un si bemol. Băi, Ioane, ia stai puțin. Ioane Dileava. Ia spune lui Aura, o să fie colegă cu tine și patroana să fie tot colegă cu tine. Doamna Aura... Aura, vreau un... Ascultă aici ce zice Ion. Ceva pe un si bemol sau un re minor. Hai, dă-i un si bemol sau un re minor. Dorga. Ce zice? Acum? E, lasă-o, dar fără companie mea nu merge. Hai, Ioane, ai făcut vorbele. Doar să filmezi, cum se cânte. Dar ai făcut versurile, bă, tu cânti la orgă sau la voce? Păi de ce ai venit? Așa, mă. Bă, dar pe bune, unde? 1-5-8, nu? 1-5-8. Aici, aici. Ia uite orgă, unde? Nu, e 1-5-8. Ia. Dar tu cânti răful la instrumente, nu? Că tu faci orchestrația, nu? Maestru. Hai, Ioane. Bagă. Zis, o zis tata către mine, sau așa, cum se spune aia? Stai așa. 1-2, da? Zi, mă. Stai așa. Nu, te rog. Vă cântă Ion Dileaua, prieteni. Ia vedeți-l. Oh, prea mult, Ioane, gata. Prea frumos. O cafea ceva vreți? Da. Cu cofeta, ai cofeta? Cofeta luăm de la Las, că nu te vedem niciunde, ce vrei? Nu, lasă-o și așa. Da, pe piană, eram în clasa... Nu te mai duci, lasă-o că o bea și așa. Că o bea și voi așa. Că n-are cofeta de unde să ia la ora asta. Trebuia să rămâne pe drum, dacă n-am știut. Ioane, ia ridică-te de acolo. Să-ți arăt cum când la pian. Păi nu știi. Ia vină o sică și filmează. E vorba de gamă, e vorba de notă. Și filmează-mă tu aici. E vorba de gamă și... Hai, lasă de gamă, de o notă. Ia, să te văd eu. Dă-mă un 8-5 pe si bemol. Un si bemol. A, dar asta nu e cum e Ralf? Da, cum e orga. Un si bemol aici, zi. Si bemol și cu aia. Păi un si bemol, eu știu. Bă, si bemol, bă, doiul. Doiul, care doiul? Taci, bă. Așa, oprește, acum intri. Auzi, oprește ca să nu te audă muzica. Ai văzut? Sistemul turbo. Intri pe doi, uite aici. Oprește, măi. Ai văzut? Ce repede. Bă, zici și aia care ai zis cu orice. Hai, lasă. Nu e mișto. Asta e pregătit, dar negativ, nu e făcut doar.
Da, la asta negativ, dar refer la voci. Uite, gen, patronul o să cânt asta, știi? Da, 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 da. Da, ceva de Ion din nou, poate să cânte ceva la piesa asta. Unde? Încercam, Ioane, bă, Ioane, ascultă-mă. Băi, Ioane, simtează-ți că la si bemol aici. E re minor. Da? Ia uite. Deci, prieteni, bă, oprește-te, că atunci, se filmează și n-avem voie să ne supără salam pe noi. Nu putem să cântă melodia lui. Sau asta, altă melodie am. Am o piesă de si bemol. Bă, nu mai da drumul la muzică, că nu-i voie. Da, Ioane, stai puțin. Ce vrei? De dragoste, să de iubire, de... Da, vreau să cânt un refren. De iubire de mamă, Ioane, de iubire de părinți. Eu te plătesc să cânt pentru lumea toată, pentru tata, toată lumea din țară. Ceva frumos atunci. Da. De trebuie. Serios? Da, trebuie. O vrei să cânti melodia aia cu salam cu mama? Să o cânti pentru mama ta, pentru patrona? Da, oprești. Hai bă, lasă că a oprit. Băi, Ioane. Vrei să cânti melodia cu mama? O cânti tu cu salam? Da. Pentru patrona, pentru mama ta, vitrăia. Da, e... Te dau la melodie. Unde se duci? Da. Aura, unde este duci? O duc eu cafea. Stai, lasă cafea. Numai că nu mai te mai deranja, mai bine. Păi da. Dar stai, iubire. Ce? Dar nu te mai deranja. Ba da, mă deranjez. Ia de la mine bani. Hai tu, cum vrei. E aici aproape peste tot. Ăla-i Nes? Da. Ăla-i Nes, ce vreau. Iau tratament cu el. Dar nu mai e de... Bă, lăsați, nu sunt vilo. Bă, las, mă lăsați. Ca puțin. Sunt de studiu și știu ce am văzut. Ursul, de care? Ursul, de când nu e ursul. Nu e ursul. Stai, bine, stai. Alo. Angelica, că mă sunt la melodie, filmul ăla, bebe. Lasă care, nu te mai du. Nu mai bem. Uite aici. Nu mai, dacă sunt ăștia de la Dolce Special, pe care le bem. Da, normal. Nu mai merge. Nu mai du-te. Și așa, mulțumim pentru gest. Păi, cutăm la pulată, că e peste drum. Lasă, mulțumim. Ce trebuie. Data viitoare, când venim cu dozatorul nostru. Venim noi aici, da. Avem și Nesquik, dacă vreți. Avem și Nesquik, dacă vreți. Da, vrem. Vrei? Ciocolată? Ne spui ce? A, ciocolată? Da. Eu vreau orice. Nu contează, pe bune. Ia vino Ioan aici. Uitați-l, prieteni. Lasă-mă să gândesc eu ceva. Ele, fratele meu, Ion Dileaua. Ele... Dar nu uite. Vedeți? Uite așa că nu... E un bregat că te gândesc eu ceva. Mă, stați puțin așa. O gamă, aia mai multe. Vreau să fredonez ceva. Să fredonez ceva aici la prieteni. Nu fredonez. Cu zaharin. Zi. Le doresc multă sănătate, multă bucurie. Da, stăm cu Ion de vorbă, să-ți explic și ție, patron. Ca să fac și eu 15 minute la filmare, de cauza asta stau de vorbă. Tu pregătești și nu am probleme cu inima și iau tratament. Sică, fii și toate puțin 5 minute ca să termin. Ai înțeles? Da, nu știa că eram puternic în cafe, nu știa la dar de unde, că de 5-6 luni de zile am ajuns pe la urgențe, pe la rame. A, făceai tachicardie. Da, oprește la mine, scă de la mine. Mai e una foarte șmecheră, unde vreau să vă certați cu el. Aura? Da, adică vreau să-l certați, iar el răspunde. Ralflu? Da. Ascultă. Deci patrona... Vreau să zic că nu, mamă, vreau una care, știe, mâncare care îmi place. Nu știu cum, am gândit-o eu, o să vezi ce mișto e. Aura, ia stai puțin. Pe note. Ia stai puțin. Ralflu? Ne uităm pe gama. E foarte șmecheră. Stai așa, patronă, o să zic lui Ralf acum, ce mi-ai zis tu în mașină, patroană? Ralf, nu.
Patroana, am avut discuție pe, în mașină cu ea. Așa. Ea vrea să dubleze vocea, vrea să se audă vocea ei foarte clar, adică... O dublăm atunci. Da? Da. Păi, dar și crezi că merge să dubleze ea? Că trebuie să știi, să fie tot pe note, să cânte la fel, adică cum e prima. Problema se rezolvă. Se rezolvă? Da, patroană, deci vocea ți-o facem dublată, exact cum ai, vrei, ai vrut tu. Deci ești primul artist care îl văd în studio că vrea să dubleze vocea. Să mă ca catan ca să cânt. Să învăț să cânt ca catan. Da, da, cu lapte. A băut patroană o cantare, Pedro, și v-am luat să iau și eu. Ioanei, unde ai dus? Ioanei. A, la baie. Hai, du-te la baie acolo, spală-te. Și pregătește-te la studio să intri acum să tragi voce. Da? Tragi? Voce? Zi. Vocea României. Da, ești coleg cu Aur acum. Eu știu. Îți convine? O, ce solista ai. Vine melodic. Ha? Atelică. Da. De la numărul lui Salam de dietul masculin. Când să vorbesc cu Salam? Tomorrow, probabil, tomorrow. E la nuntă Salam acum. Da. Nu poți să sun pe Salam acum, patronul, mâine dimineață. Da, mâine, da. E tare, e super ok. Mă, Telică, el vine aici. Da, patronul. Patronul vine, când aude Salam de tine, vine oriunde. Așa mi-a zis. Salam e prietenul tău, patron, acum. Așa zis că vine. Da. O să vină ca să tragem o melodie pentru tine, patroană, să o cânte. Da. Melodia aia cu mama. Tot pe aia o repet. Pe aia vrea mama să cântă pentru tine. Da, și intrăm și noi. Intrăm și noi și intră și Ion Gileaua pe piesă. Pentru tatăl meu, care a muncit din greu. A, gata, o și eu. Zi-o, Ioane, hai zi-o. Tatăl meu care a muncit. Păi zi-mă că trebuie să te zici tu două vorbe. Zi-mă, Ioane, o vorbă. Ioane, o vorbă, trebuie să... Mă, să știți că îmi place studioul, e mare. Și dacă vede... Rarflo? Nu, e, da, lasă, lasă rețea. Hai, nu bea. Lasă că le obea ei, nu beau. Ascultă. E frumos studio, îmi place. Deci chiar îmi place. Vreau puțin să vezi cea mai importantă piesă din studio, de ce nu arăți? Ce? A, asta, microfonul ăsta. Microfonul. E 10.000 de euro. Microfonul. Elica. Mic, mic. Dar m-am gălat eu, da. Ce trebuie? Ia. Unde, acolo e? Acolo lași? 10.000 de euro. Dar aici lași sau îl dai mai încoa? Da, da, îl lasă. 10.000 de euro. Că nu poți să-l tragi în paleon. Ce este? E trecerea în pacină, ajunge firul. Nu, nu, nu. Ce-a rămas asta, dar... Hai, Ioane! L-avem pe asta. Am înțeles, dar ia, Ioane, trage vocea. Așteptăm un pic. Ioane, trage vocea, mă. Hai, mă! Băi, Ioane, uite microfonul, trage vocea înaintea ta. Te rog. Uite microfonul înaintea ta. Te rog. Haide, trage, Ioane. Măi, Ioane. Trage vocea, mă. Așa, dă-i. Zi, m-a făcut mama oltean, mă. Zi, mă. Îmi face mama oltean. Ușa! Mi-e frig? Da. Hai că nu e frig. Dar bine, o să cu flanelul primul. Ioane. Lasă-mi să fac. Nu mă băzi la creier, te rog. Hmm? Te rog, abține-te. Lasă-mi mama să te concentrează, să zică ce o melodie pică l-ai adus. Să zic o melodie. Băi, patroană. Băi, patroană, ți-l dau afară din studio pe lăutarul ăsta, mă. Tu crezi că am adus pe lăutarul ăsta aici să mă rog de el să cânte? Haide, Ioane, afară. Hai, mă, afară din studio, că m-am săturat de tine. Hai și afară, gata. Gata, mă, nu mai cânta, că nu te mai pun să cânti. Eu am vrut să-ți dau valoare, să te știe toată țara, dacă tu nu vrei, treaba ta. Hai. Păi stai, mă, tu dai drumul la melodia lui Salam, închide melodia. Ori vrei, ori nu vrei. Hai, du-te și așteaptă-ne jos. Hai, te rog frumos. Ioane. Hai, mă, Ioane, du-te și așteaptă-ne jos. A venit șața. La muzicanților. Onoare. Da. Leo de la Srehaia. Păi normal. Chiar în persoană. În persoană. Și aici pe cine avem? Păi Ion Dileaua, ăsta e fratele meu vitreg. Ion Dileaua. Ia uite-te la față. Bă, uite-te aici. Ați venit să ne cântați, nu? Să ne arătăm împreună și ne ajungem. Da, dacă nu cânt, îl dau afară acum, dacă nu cânt. Deci cântăm împreună sau separat?
Cum vreți? Separat, zic pe aia. Zic că TikTok-ul. Si? Bună seara, bună seara. Ele zică poetul. Avem și poetul. Dar am net. Iar de ce că TikTok? A orice. Ha? Muțienelul țâca să facă TikTok. Care e TikTok patroană? Alea fără. Vreau că nu pot să ridică alfa. Ioana Sarte. Gata, prieteni. Hai, gata, Ioane. Spune la prieteni că gata, revenim mâine ca să dăm drumul la treabă. Dăm drumul la treabă, prieteni. Uitați patroana aici. E încălzită, se pregătește. Ia vezi, mamă, dictate crapitoa. Dar stai puțin, patroană, că... Dă-i drumul. Și filmați. Îl filmați pe leu. Da, da? Dă-i drum. Dă-i drum. Acum... Dă la mine să dau. Păi arată-ne, să ne filmează aici atât. TikTok, să ne vadă lumea. Haide, facem TikTok-ul, patroana. Așa, exact. Să ne vadă lumea că venirăm la muzică. Da. Păi să mă scol și eu în picioare. Nu, de ce în picioare? Da, mai bine. Eu m-am ridicat să filmez. Un pic, nu mă. Tu ce faci de acolo? Fața mea? Dă-i roata așa. Hai, dă-i patrona, zi. Prieteni, am venit aici la Laura Beef și la Raiffeisen să facem melodiile. La cine? La Raiffeisen. La Raiffeisen. Ralph Lauren. Să tragem melodiile în țara asta, stăm până dimineață să tragem melodiile. Și vrem, are studiu frumos, îmi place, dă-i roată pe studiu. Așa, de studio care dau roată pe studio, prieteni, ca să vedeți, uitați pe Ralph Lo, pe Aura Beef. Și vreau să fie un muzican cu valoare, vedem mâine pe cine luăm. Cu valoare mare, cum suntem și noi. Păi băi, patroane, noi nu mai avem bani să luăm un lăutar mare. Lasă, mamă. Că ca să luăm un lăutar mare, să te dăm mari, trebuie să-i dăm 100 de mii de euro. Mamă, lasă, mă ne descurcăm. Dar știu că de-a lungul timpului tu le-ai dat la lăutar. A, le-am dat milioane. Mă gândesc că și ei acum fac gesturi pentru tine. Păi da, nu e problemă, că mulți dintre ei sunt prietenii mei. Ne ajută, papa. E categoric, e categoric. Bem o cafeluță foarte bună, ne-a făcut Laura și Rai, fai bună cafeluță. Aura. Îmi place. Gata, patronul, nu? Ai pus să se încarce. N-am pus, ce să pun să se încarce? Vrei să și să și carce? Să-mi dăm drumul. Haide, eu sunt invidios pe tine. Deci, prieteni, gata, îi dăm drumul la treabă. Hai, patronă, fredonează-ne ceva. Patronă, fredonează-ne ceva de melodie. Ai grijă.